Folosiți bastonul, greutatea lui, pentru a-i prima corpului partenerului o anumită mișcare de care trebuie să folosiți continuare. Deci, observat, nu mai este mișcarea acolo ca să poți să intru, da? Și mișcarea care să-mi permită ușor, da? Și ideea de a te antrena pentru a ajunge într-o poziție favorabilă pentru protejire, pentru dosaie, de unde execuția tehnică nu depinde de probleme. Pentru că e important este să întâmpine atacul și să ajungi într-o poziție de execuție a unui procedeu. Dacă toate astea sunt depinde, procedeul este ușor de executat. Da? Ce vreau să vă să mai aici. Faptul că eu intim corpului lui cu ajutorul bastonului, o anumită mișcare de care profit ca să ajung într-o poziție favorabilă. Da? Deci, da? Nu fac nimic, bastonul face aproape tot. Eu doar mă duc după el, profit de diferite oportunități. Cum e cu asta? Ok, da? 1, 2, 3, nu-i obligat să folosesc tot. Da?
sunt aici, da? Deci, dacă o să înțeleg să fac treaba asta, așa nu se reușește niciodată, da? Da? Deci,